dragilor, în filmulețul de astăzi vreau să vă arăt ce cumpărături am făcut eu din Pepco și de la Lidl. Și baterie nu mai am, stai să băgăm telefonul la încărcat. Da. Bun. Lampa asta văd că nu mai are nici ea lumină prea bună, am pornit-o mai înainte și văd că încet încet se închide la culoare. Pentru Marc, de fapt toate sunt pentru Marc. Am cumpărat acest set de 3 șosețele, 3? Nu, 4. Ba nu, 5. 5 perechi de șosețele, doamne. Deci sunt 5 perechi de șosețele și au costat 10 lei. Mie îmi plac foarte mult șosetele și chiloteii de la Pepco pentru copii. Așa, am luat această pereche de pantalonaj cu Mickey Mouse. Mi-au plăcut foarte mult. Au costat 21 de lei. Un training, ăsta a costat 38 de lei. În general, hainele care sunt cu personaje Disney sunt mai scumpe. Deci asta este bluzița, iar aceștia sunt pantalonii. Prețurile s-au scumpit foarte mult și în Pepco, deci Pepco nu mai este ce a fost odată. Dacă mergeți, să nu vă așteptați că veți găsi lucruri ieftine. Înainte cu 100 de lei sau cu 140 de lei, cum am cheltuit astăzi, atât am dat pe haine, 138-140, cam așa. Înainte cumpărai. Deci dacă s-au scumpit în halul ăsta în Pepco, nu știu cum o să fie prețurile prin C&A, H&M și așa mai departe. Această căciuliță a fost 16 lei. Dacă stai să te gândești, 16 lei nu este mult și nu vreau să fac referire, adică la această căciulă că e scumpă, nu, dar la training-uri și pantalonaș înainte găseai cu 8 lei sau 10 lei perechea, acum nu mai găsești cu 8 lei, 10 lei, găsești cu 21 de lei perechea. Aceste două tricouri, la fel, astea au fost ieftine, au fost 8 lei tricou, 16 lei am dat pe amândouă. O să le dau o spălare imediat ca să le pun să se usuce. Și această pereche de pantalon care nu este de la Disney a costat 21 de lei. Ceea ce înainte o pereche de pantaloni din ăștia și nu sunt groși, dădeai în jurul la vreo 10 lei, cam așa. Și aici am mai cumpărat încă o bluză cu Spider-Man, asta a fost 10 lei, parcă, sau? Nu, 16 lei, deci o astfel de bluză la fel, nu-i de la Disney. O astfel de bluză înainte de dai 10 lei pe ea. Mai au și bluzițe cu 10 lei, dar majoritatea s-au scumpit. Deci mai găsești poate cu o bluziță sau ceva, poate, nu știu, ori dintr-o colecție mai veche, ori nu știu, dar s-au scumpit foarte, foarte mult. În comparație cu alte magazine, nu pot să spui că sunt scumpe, că când am fost cu Selena în Coresi și am intrat în H&M, în C&A și așa mai departe, acele magazine aveau niște prețuri mult, mult mai mari decât ce are Pepco. Deci Pepco are niște prețuri foarte, foarte bune. Bun, și haideți să vă arăt ce am luat și de la Lidl. Noroc că mai am o lampă de schimb ca să o pun pe aceasta să am lumină. Noroc cu această lampă, nu știu de ce noi fi pus-o eu de prima oară să vă arăt hăinutele acelea bine, dar cred că le-ați văzut oricum destul de bine. Am cumpărat un bag de hârtie igienică, opa, din asta din Lidl de la Floralis, cu 3 straturi, foarte bună, doar că sunt dăți în care nu se rupe atât de bine, nu știu ce s-a întâmplat, de-au stricat-o, dar în momentul în care vrei să o rupi, se rupe și din cealaltă bucată și nu se rupe exact cum e așa tăiată, foarte fain. 7 lei și ceva, dar sunt sigură că o va duce la un preț destul de mare și pe ea în curând, ia să vedem noi aici ce... Lumină mai dă mai tare, cred că asta. Am cumpărat un box de apă minerală Bucovina, 2 bidoane de Coca-Cola, astea au fost 8 lei la reducere. Apa minerală, nu știu cât a fost, ia să vedem. Apa minerală 19, mamă mia, deci Bogdi! Apa minerală de la 16 lei și ceva box-ul a ajuns la 19 lei și ceva box-ul. Deci este incredibil ce au putut să mărească prețurile. Și laptele ăla care îl cumpăram la un litru jumătate l-a făcut 7 lei și ceva. Deci mie mi se pare exagerat de mult ce au putut să scumpească ei și am auzit că se scumpește și de mâine.
motorina cu 10 lei și cred că și benzina 10 lei pe litru. Vă dați seama ce se va întâmpla cu țara noastră, ce se va alege de noi. Nu vreau să-mi imaginez, nu vreau. Am făcut câteva cumpărături. Unul la mână că s-au și scumpit, doi la mână nici nu știu ce aș mai putea să cumpăr. Deci și dacă aș mai fi vrut să cumpăr ceva, aș fi cumpărat, că trebuie să mâncăm. Că s-au scumpit, că nu s-au scumpit, nu avem încotro. Trebuie să mâncăm. Dar nu știam ce. M-am uitat acolo, m-am învârtit la ala și ia să o fac eu aici în loc. Nu știam ce să cumpăr. Am luat o cutie de kiwi, ceea ce și kiwi anul acesta a fost foarte scump, din punctul meu de vedere. Cred că am găsit kiwi o dată sau de două ori cu 5 sau 6 lei cutia. În rest am găsit kiwi doar de la 8 lei în sus și asta a fost 9 lei, parcă. Kiwi, este să vedem, kiwi caserolă, da, 9 lei, 8 lei 99. Deci toate s-au scumpit. Am cumpărat o sana pentru Selena și astăzi am mai cumpărat una și a băut-o. O pungă de fistic. O să vă zic la urmă prețurile. 3 cutii de lapte. Și ăstea le-a făcut 4 lei și ceva. Bine, le-a făcut de ceva timp ăstea 4 lei și ceva, dar au fost 3 lei și ceva. Deci cred că va fi un lux să ajungem să ne mai permitem câte ceva sau să ajungem să ne mai plimbăm cu mașina dacă ridică motorina în halul acesta. Oamenii ar trebui să facă proteste, ar trebui să nu mai alimenteze de la nicio benzinărie, ar trebui să ne chinuim puțin, să mergem cu autobuz și cu transportul în comun, tramvai, metrou, tren și așa mai departe, doar ca să nu-i facem pe ei cu aia mare, înțelegeți? Pentru că statul nostru român nu se implică în absolut nimic. În alte părți, statul se implică și se bagă în ei. De ce măresc prețurile? De ce se întâmplă asta? La noi s-au scumpit toate și nu știu ce se va alege de noi. Vom ajunge să nu mai avem bani să mâncăm. Nu vreau să-mi imaginez oamenii aceia care au o pensie de 200-300 de lei amărâtă. Vai de capul lor! Ei, în loc să ajute bătrânii noștri, eu nu am nimic cu ucrainienii. Să fie ajutați! Nu am nimic, sunt oameni. Dar noi avem foarte multe cazuri în țară la noi care ar avea nevoie de ajutor. Un bătrân, ca să-l duci la azil, costă 30 și ceva de milioane, iar el, săracul, are poate o pensie de 1000 de lei sau sub 1000 de lei și nu ai cum să-ți permiți să duci. Sunt atâția copii care nu au ce să mănânce, sunt bătrâni care nu au să-și ia medicamente, sunt oameni care nu pot să lucreze pentru că sunt bolnavi. Sunt atâtea cazuri în care și noi suntem nevoiți să fim ajutați. Copiii noștri au o alocație de mizerie. Bătrânii au o alocație de mizerie. Bunicii mele i s-a ridicat la pensie 10 lei în plus. Și nu 100 de lei, doar 10 lei. La alocație s-a mărit 20 și ceva de lei. Nu știu, v-am zis. Eu pur și simplu o iau razna. Sărățele cu chimăr. La fel, din nou repet, nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Nu am absolut nimic cu ucrainienii. Doamne, să mă bată Dumnezeu dacă eu am ceva cu ei. Doar că nu înțeleg de ce se fac diferențele astea. Când au fost oamenii, când au venit din străinătate, chiar asta ziceam și lui Bogdan, când au venit oamenii din străinătate, când au venit șoferii de tiruri, când a fost pandemia, când a fost, nu știu, veneau oamenii din concediu, fie că venea acasă, de tot, în concediu, cu treburi sau șoferii, cum e Bogdan și alți șoferi, și stăteau la vamă cu orele. Nu li s-a dus nici măcar un bidon de apă din partea statului român sau ceva de mâncare să li se dea, că au stat în vamă atâtea ore, atâția copii nemâncați, atâția copii care poate nu aveau, li se terminase Pampers-ul. Imediat vine mamaie, li se terminase poate mâncarea, apa, nu știu. Și au stat cu orele și nu s-a implicat statul român absolut deloc să ajute să facă ceva bine pentru noi, pentru statul nostru român, pentru poporul nostru, că până la urmă trebuie să tragem cu poporul nostru român și cu noi trebuie să ținem și să tragem, nu cu alții, că în caz de suntem vreodată la război sau la greu, nu știu dacă vom fi la fel de ajutați cum sunt ucrainienii sau cum ar fi în alte cazuri alți oameni. V-am zis, nu am nimic, doar că mi se pare că se face o discriminare și o... Bine, mama, e imediat. Tu trebuia să faci un pic de nani, că tu ești supărat. Se face o diferență foarte mare între noi. Asta este, din păcate. Pentru mine am luat aceste sticuri. Am cumpărat aceste spinări.
să fac o ciorbă sau o supă, nu știu, dar cred că o ciorbă voi face de pui. Doamna, bine, mamaie, acest spray pentru papuci, dacă aveți o problemă, adică pentru picioare este, dar noi dăm în papuci cu ei. Foarte bine miroase și nu mai miroase încălțămintea. Așa. Am luat icre din ăsta, că a zis mama că e bun și Bogdan a mai luat. Da, tu te la toaletă dacă faci pișul. Ei, nu! Ăsta este cu de cod și somon afumat și ăsta de cod premium. Am luat așa, două și am mai luat în cosana, uite că uitați că am luat două. Mi-a curs numai căr din ăla de la Kiwi. Mă enervează, toate produsele mi s-au făcut așa. Și două pachete de șervețele umede pentru animăluțe. Da, deci apropo și mâncarea pentru animale s-a scumpit exagerat de mult. Deci o pungă de mâncare care era înainte 14-15 lei, a făcut 18-20 de lei, depinde de pet shop. Asta mă refer la mâncarea șinșilelor. Și la mine a mai scumpit, nu atât de tare, dar la șinșile a scumpit exagerat de mult. Deci, da, Bogdan a zis că ar trebui să ne gândim să plecăm într-o altă țară. Și vă zic sincer, dacă vom ajunge să fim într-o situație nasoală și financiar și într-o situație nasoală încât să stau să trag în țara mea și să nu am, nu mai te uita la mine că poate vin cu ciomagul pe tine. Dacă voi ajunge sau vom ajunge să stăm să fim chinuiți, să nu ne mai permitem să ne îmbrăcăm copiii, să mâncăm, să nu ne mai permitem să, ce știu, să ne facem nevoile, să ne plătim utilități și așa mai departe, atunci vom ajunge de a face pasul să plecăm într-o altă țară și va pleca probabil Bogdan la început, fiind șofer, își va căuta un loc de casă, un loc de chirie sau așa. Și altă situație nu avem ce să facem. Sperăm acum să fie și în alte țări, să nu cumva să se dea după noi, știți? Că se aude ce se întâmplă în cutare loc. Nu știu dacă ați văzut ucrainianul sau ucraineanca, dar nu mai țin minte, ucrainian parcă era. A fost la un restaurant la noi, în Brașov, a fost sau în România? În România. Nu mă aude. Și a zis că noi avem prețuri de Elveția și de Franța la restaurante și într-adevăr avem niște prețuri exagerat de mari în comparație cu alte țări. Noi când am fost și am mâncat în Bulgaria, am mâncat o grămadă de mâncare, o grămadă de persoane și am plătit puțin. În Grecia la fel, am mâncat, bine, acum depinde probabil și la Bulgaria și la Grecia, că și în Grecia, în Neos Marmara s-a mâncat la un restaurant mai de lux și am plătit mai mulți bani. Dar îmi place că știe să-și atragă turismul, știe să atragă oameni, știe să facă turism, știe să facă, măi, totul să fie bine pentru țara lor. La noi în România, din păcate, că țara noastră este frumoasă și îmi pare foarte rău, oamenii ăștia o strică și la noi în România se fură foarte mult, impozitele la greu, deci... E jale să muncești și să câștigi, nu știu, dau un exemplu, 80 de milioane și asta spun din cunoștințe de cauze, din cunoștințe la persoane cu care am vorbit, câștigă în jur de 8.000-9.000 de lei pe lună și impozitează statul jumate, deci nu ia în mână 8.000-9.000 de lei, primește în mână jumătate, deci 40 sau 45 jumătate ia impozit statul. Deci vă vine să credeți, omul ăla merge, muncește, 4 schimburi, 3 schimburi, cât muncește, merge, poate rămâne 2 schimburi sau ce face, cum face și tu practic iei jumătate din ce a muncit el, în loc să câștige banii aia el că a muncit, îi câștigă statul și își fac ei pensii și își fac, au beneficii la mâncare, ați văzut ce preț mănâncă pe supă, ciorbă și așa mai departe și noi avem salariile de mizerie, minimul pe economie este foarte mic. Alocațiile copiilor sunt foarte mici. Deci cred că alocația copiilor este cea mai mică din toate țările. Nu știu sigur, dar așa am auzit în trecut. Deci noi am fi și la prețuri, avem prețurile mari, dar salariile mici.
Dar nu mai are rost să mai îmi bat gura, să mai că chiar v-am zis, mi s-a stricat buna dispoziție. Am fost să-mi alimentez mașina, v-am povestit în vlog, și erau cozi imense de mașini, pentru că de mâine s-a anunțat că se va face litru de 10 lei și toată lumea s-a dus să-și alimenteze mașina. Eu am alimentat-o de 200 de lei pentru că mai aveam ceva în ea și cum a zis și Bogdan, degeaba mă duc eu să-mi alimentez mașina și să-mi fac plinul odată, pentru că acea motorină se termină și va trebui să-mi alimentez tot cu 10 lei litru de motorină. Deci pe mine un plin mă ducea, înainte să se scumpească, 280 de lei. Cu 280 de lei îmi făceam plinul la mașină. Acum am socotit la 7,79 lei, am alimentat astăzi mașina. 7,79 pe litru, un plin m-ar fi dus 4.300.000. Și dacă ar ajunge să se facă cu 10 lei, la 55 de litri, mă va duce la 5 milioane jumate un plin. Deci vă dați seama că o să ajungem să nu ne mai permite. Eu oricum am zis că dacă se va ajunge la 10 lei litru, o să încep să umblu mai mult cu transportul în comun, vă spun sincer, dar cred că va fi afectat foarte multe firme de transport, Uber, taxiuri, agenți de vânzări și tot ce ține să circule cu mașinile, pentru că Uber-ul și taxiurile clar își va ridica prețul, oamenii nu își vor mai permite să mai meargă cu Uber și așa mai departe. Și să vedeți voi că s-ar putea să ridice, cred că ăștia, și biletul la transport în comun, cu siguranță nu va mai rămâne. La noi costă 5 lei biletul, știu că în fiecare oraș diferă, în București parcă e mai ieftin decât la noi. Știu că am fost cu metrou și a fost foarte puțin, chiar nu mai țin minte, dar la noi un bilet costă 5 lei, cu două călătorii și o călătorie poți să mergi 50 de minute cu ea. Deci nu contează că ți-ai schimbat autobuzul. În alea 50 de minute tu poți să mergi cu toate autobuzele, dacă îți permite timpul, din tot Brașovul, în afară de linia 20 care urcă în Poiană. În rest poți să mergi cu toate liniile. 7, 17, 21, 35 și restul liniilor pe care le avem noi în Brașov. Deci în 50 de minute, practic cu 2,50 lei, poți să mergi 50 de minute cu orice linie vrei. Asta să zicem că e un avantaj. Abonamentul nu știu cât s-a mai făcut. De acum încolo va trebui să-i fac bilet și Selenei, pentru că deja a depășit vârsta de 5 ani, parcă de la 5 sau 6 ani trebuie să plătești bilet. Sau s-ar putea să fie o șansă cu carnetul de note. Știu că era ceva cu foaie de la școală, să te duci să-i alimenteze cardul cu 15 lei pe lună sau nu mai știu. Știu că am dat odată 15 lei și l-a alimentat o lună, ceva de genul. Dar cât stau să mă zăpăcesc cu cardul ăla, că nu tot timpul mergem poate cu autobuzul și nu tot timpul ai drum să mergi și nu mai car copiii după tine. Acum, în cazul în care Marc și Sally sunt la școală, eu pot să mă duc de dimineață să-mi rezolv treburile și să vin acasă. Dar gândiți-vă că dacă tu vrei să mergi la cumpărături sau noi oamenii, și eu astăzi am venit, vă spun sincer, cu niște plase foarte grele. Și nu grele, că am cumpărat multe chestii, dar laptele, kiwi, apa minerală, sucul și toate cele sunt foarte grele. Să vii cu autobuzul cu ele, oricum nu aș fi putut, pentru că aveam și baxul de apă și plasa și hârtia și toate cele. Nu ai cum. Și atunci trebuie să apelezi ori la un taxiu, ori la un Uber, ori la mașina ta. Și normal că îți convine să-ți iei mașina ta decât să te duci cu Uber-ul sau taxiul. Cât îi bagi lui ăla, ți-ai băga la tine. Dar așa, când ai poate de plătit o rată sau de rezolvat ceva și să nu fie necesar să car plase, atunci, da, te vei duce cu transportul în comun, pentru că altfel nu se poate. Nu știu cum este la voi, dar la noi Uber-ul este mai ieftin decât taxiul. De exemplu, un taxiu de la mine până la sora mea îmi ia în jur de 17 lei, 16 lei, 15, depinde că pe ce parte merge, cu scurtătură sau nu. Și Uber-ul mi-a luat 11,99 lei. Și Uber-ul îți face prețul fix, e fain că poți să-l plătești. Bine, și taxiul îți face prețul fix, dar la Uber e fain că ți arată pe aplicație dinainte cât ai de plătit, poți să plătești cu cardul, poți să plătești cash. Uber-ul este foarte curat, deci când am fost la sora mea, a venit un Mercedes și nu a venit că mi-am ales eu, erau doar două sau trei din astea mașini. Și trebuia să-mi aleg una dintre ele și clar am ales cea mai ieftină, 11,99 lei, restul erau mai scumpe cu 2-3 lei, fiecare își face probabil prețul.
Dar vreau să vă zic că a venit un Mercedes curat, luxos, nu mirosea țigară, am pățit să merg cu taxiul și să fie oameni în vârstă care miroseau a transpirație, a țigară, mizerie, de nu îți venea să te pui pe banchet, deci nu se compară diferența între Uber și taxiul, clar. Deci Uber-ul e cel puțin la noi în, și nu cred că doar la noi în Brașov, Uber-ul eu zic că e la putere, cu Bolt nu am fost niciodată, dar cred că sunt la fel. Și să vedeți ce o să ridice ei prețurile și ăștia de la Uber. Și în seara când am plecat de la sora mea, că iar mă iau la vorbă cu voi, în seara când am plecat de la sora mea, m-am uitat să-mi comand un Uber și același drum din, de la ea înapoi m-a costat 27 de lei. Și am găsit pe băiatul ăsta care m-a adus și i-am trimis mesaj dacă poate să vină să mă ia, că ați văzut că pe aplicația Uber poți să vorbești și cu șoferul, să-i dai un mesaj, să întrebi și așa. Și a venit și m-a luat și m-a luat cu același preț. Dar altfel aș fi dat, bine, probabil aș fi recurs să iau un taxiu până la urmă. 27 de lei și atunci l-am întrebat de ce e diferența asta de preț și a zis pentru că se face seară și cu cât se face seară a zis că prețul se poate dubla sau tripla. Deci noaptea dacă mergi la club, la discotecă sau unde vrei să mergi tu la cineva sau unde vrei, deci prețul la Uber se face mult mai mare, bine și la taxiu. Știu că tariful se dublează parcă la taxiu, că e tarif de noapte și tarif de zi. Cel puțin așa e la noi în Brașov, nu știu cum e în alte părți. Da, v-am lăsat, mi-a trâncănit gura o grămadă. O să avem vlog în seara asta, deja și lampa asta vrea să plece lumina. Trebuie să o încarc și pe ea. Eu v-am pupat cu mare drag. Poate reușesc să încarc video-ul ăsta în seara asta cât mai repede, poate merge și voi să vă alimentați mașinile dacă aveți nevoie. Nu știu dacă e adevărat că se va face 10 lei prețul pe litru, dar voi mergeți și fiți siguri. Alimentați-vă mașina cât puteți. Cu toate că și eu am alimentat-o, nu am făcut plinul, v-am spus, dar cum a zis Bogdan, repet, o alimentezi o dată și îi faci plinul, dar după aia tot la 10 lei ajungi pentru că, da, nu avem încotro. Vă pupăm cu mare drag. Pa, pa! Stați că eu am uitat de voi, dragilor. Am să vă arăt bonul. Deci apa minerală, hârtie igienică, Coca-Cola. Nu ar să mai vorbesc eu, că vedeți mai bine voi. Că v-am trâncănit. Mi-a zis Bogdan că atâta mi-a mers gura, ci că hai că-ți merge și ție gura. Fisticulare la ofertă, dacă vă interesează. Și astea sunt prețurile. Și icrele astea am auzit că e foarte bun. Eu n-am mâncat niciodată. Bogdan a luat și a luat și mama. Așa că e foarte bun. Așa că, ce-mi pare rău că nu am luat de la Lidl. Am pus mâna pe ea, după aia am lăsat-o. Am zis, măi, o să-mi fac eu acasă. Avea pateu de somon cu 10 lei, un borcan mare. Mare, un borcan cam așa. Nu știu cât avea, vreo 250-300 de grame. Și mi-a părut că nu l-am luat, dar am zis, măi, dacă îl iau și nu-mi place gustul, măcar așa eu îmi fac din ton acasă cu unt și îmi fac eu un pateu de ton, chiar dacă nu e din somon. V-am pupat, pa, pa!